Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Pești. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1 dimineața, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51 dimineața, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17 dimineața, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Pești. Pentru voi faza de Mercur retrograd se întâmplă pe casa 12 astrologică
și vă afectează pe domeniul subconștientului. O parte dintre pești s-ar putea ca în luna februarie să aibă probleme cu somnul, să nu se odihnească bine, să aibă vise foarte puternice, foarte intense. Și pentru o mică parte dintre voi, e posibil ca în această lună să vă confruntați cu o problemă majoră de sănătate. Toate aceste tensiuni sunt magnificate de aspectele tensionate pe care le fac Marte și Uranus din Taur, creând conversații tensionate între casa 3-a și a 12-a astrologică. E posibil pentru o parte din pești să fiți deranjați de zgomotele vecinilor, de colegii de lucru care sunt mai zgomotoși, mai gălăgioși, de membrii familiei care dintr-o dată sunt mai exuberanți, mai volatili și vă obosesc psihic. Partea pozitivă este că nodul destinului și nodul karmic fac aspect pozitiv de susținere de trigon, respectiv sextil, din casa 4-a, respectiv a 10-a astrologică. Soluția pentru aceste probleme ale peștilor o să vină din echilibrul între viața voastră privată și profesională. Va trebui aici să vă regândiți prioritățile, cât timp și câtă energie acordați familiei, cât timp și câtă energie acordați jobului și afacerilor. Aceste probleme care vă macină în subconștient și care pentru o parte dintre voi s-ar putea să se reflecte fizic prin manifestarea unei boli, își vor găsi soluția atunci când veți găsi și echilibrul între viața personală și profesională. Momentul cel mai tensionat, punctul culminant al acestei luni, va fi pe 11 februarie, când are loc faza de lună nouă în Vărsător. Pentru voi, acest moment canalizează toate energiile pe casa 12-a, pe domeniul subconștientului vostru. Dar în același timp, această lună nouă poate să vină pentru voi cu noi inițiative în acest domeniu. Puteți să găsiți soluția problemelor voastre. Meditația, rugăciunea, muzica relaxantă, toate aceste lucruri vă pot ajuta în această direcție. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru pești pe casa a 7-a astrologică, pe domeniul parteneriatelor. Și poate să aducă pentru pești foarte multă împlinire din partea soțului, soției, pentru cei care sunteți căsătoriți, iar pentru cei singuri poate să aducă o posibilă logodnă și o nuntă în viitor. Per total, o lună foarte interesantă pentru pești și dacă vă folosiți de energiile planetare, puteți să obțineți foarte multe lucruri pozitive pentru voi. Hai să vedem care este energia de la Astrozaruri pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în pești. Pentru luna februarie, pentru voi, energia este de Mercur în casa 4-a în Capricorn. Pentru voi energia se învârte în jurul casei, a domiciliului, a familiei. Cu Mercur în casa 4-a e posibil să apară anumite lucruri care trebuie reparate, refăcute, regândite în domiciliul vostru, în casa, locuința voastră sau în relația voastră cu familia, cu părinții, cu copiii voștri. Fiindcă avem Capricornul în casa 4-a, înseamnă că toate aceste lucruri pe care trebuie să le faceți sau să le refaceți, să le discutați sau rediscutați, să le reparați, să le îmbunătățiți în legătură cu locuința voastră și cu familia voastră, o să le faceți pentru a obține mai multă stabilitate, longevitate, durabilitate, atât în relații cât și în bunuri materiale. Pregătiți-vă până în 21 februarie de posibile cheltuieli suplimentare legate de locuință, de posibile avarii pe care trebuie să le reparați imediat, dar și de posibile neînțelegeri, poate chiar mici certuri cu membrii apropiați din familia voastră. Bun, și acum hai să vedem cum putem să clarificăm acest mesaj cu ajutorul cărților de tarot pentru nativii din pești pentru luna februarie 2021. Pentru voi avem 8-ul de bâte, 8-ul de monede și nebunul. Wow, foarte interesant. Foarte interesant, mai ales că 8-ul conține în el și simbolismul infinitului.
Hai să vedem, avem aici două cărți de infinit, două cărți de 8. Pentru nativii din Pești, luna începe cu foarte multă viteză. Optul de Bâte este o carte de viteză prin excelență. Cu Mercur retrograd până în 21 februarie, este foarte important ca peștii să aibă grijă în trafic. În prima parte a lunii mai ales, nu mergeți cu viteză. Aveți foarte mare grijă, fiți precauți. Partea pozitivă din acest 8 de Bâte este că proiectele voastre pot să se miște foarte repede, pot să evolueze foarte rapid. Relațiile voastre, mai ales dacă discutați foarte mult în mediul online, da? Prin intermediul internetului cu cineva, poate să evolueze foarte rapid. Pentru cei care sunteți deja căsătoriți, sunteți deja în relații stabile, lucrurile se precipitează. Puteți să obțineți mult mai rapid decât vă așteptați lucrurile pe care doriți să le faceți împreună cu partenerul sau partenera. Puteți să vă îndepliniți proiectele, visele, gândurile împreună mult mai repede. Prima parte a lunii, mintea o să vi se miște foarte repede, o să aveți foarte multe gânduri și este important să stați și să le și procesați. Pe mijlocul lunii, cu optul de monede, vedem aici foarte, foarte multă activitate la locul de muncă, o activitate foarte intensă. Veți avea foarte mult de lucru, veți fi foarte ocupați. Să finalizați anumite proiecte începute anterior, o să fiți căutați, o să se ceară foarte mult de la voi. Se pune multă presiune, multă responsabilitate pe umerii voștri și dacă reușiți să duceți la bun sfârșit aceste proiecte, o să fiți răsplătiți pe măsură. Pe finalul lunii, mai ales după data de 18 februarie, când Soarele intră în zodia voastră și pe urmă după 21 februarie, când Mercur își reia mersul direct, o să aveți ocazia de noi începuturi. Cu energia nebunului aici, cartea care în tarot reprezintă și planeta Uranus, e posibil ca anumiți pești, dintr-o dată, pe finalul lunii februarie, să facă niște schimbări radicale în viața lor. Faceți-le cu încredere, pășiți cu optimism în această nouă direcție, pentru că o să vă ducă foarte sus, o să vă ducă între stele. Fruntea sus, cu dreptul înainte, pentru că vă îndreptați într-o direcție foarte pozitivă. Indiferent ce schimbare vreți să faceți în viața voastră, indiferent în ce domeniu al existenței voastre se arată acest nou început, lucrurile o să meargă foarte bine pentru voi. Chiar dacă vreți doar să vă apucați de un hobby nou sau începeți o relație sau un loc de muncă nou, orice ar fi, este foarte bine pentru voi. O să fie un drum lung, o să aibă suișuri și coborâșuri, dar la final rezultatul poate să fie spectaculos. Totul depinde de voi, de atitudinea pe care o aveți față de acest nou început, față de această nouă provocare. Dacă atunci când vi se cere să pășiți de pe această stâncă, voi plecați cu inima strânsă, mică cât un purice, și răsplata va fi mică cât un purice. Dacă în schimb mergeți cu fruntea sus, cu multă încredere și optimism, o să ajungeți deasupra lunii, o să ajungeți în top, în vârf. O să fiți un superstar. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las cu un gând frumos din aceste cărți Puterea Gândului. Până când amestec eu cardurile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Pentru a vă face o imagine mai completă asupra lunii februarie și ce vă așteaptă în această perioadă, vă recomand să urmăriți și videoul pentru ascendentul vostru, zodia în care aveți luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Bun. Și să vedem acum cartea pentru Pești, mesajul pentru luna februarie este următorul. Mă iert pe mine însumi. Iertându-mă pe mine, las în urmă toate sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bună și sunt liberă să mă iubesc pe mine însă. Un mesaj foarte frumos, lăsați în spate tot ce vă ține în urmă. Că sunt gânduri negative, sentimente negative, oameni negativi, lăsați în spate, pentru că aici cu nebunul o să aveți parte de un nou început pe finalul lunii februarie. Și acest nou început vă promite luna de pe cer, dar și voi trebuie să aveți încredere că puteți să o obțineți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final,
Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!